la care el a răspuns, să vedem ce hotărâre va fi luată de sus. După aceea, îngerul împreună cu mine am început să zburăm în sus, îndreptându-ne spre cer și ridicându-ne spre stele cu o viteză uimitoare. În acest timp, el începe să-mi vorbească și să-mi spună, viața ta de creștin a fost o viață plină de râvnă. Tu ai făcut multe lucruri, dar să vedem ce este scris din tot ce ai lucrat tu pe pământ. Și deodată, în depărtare se zorește o luminiță mică ca o stea strălucitoare. Atunci îngerul îmi spune, vezi tu steaua aceea sus? Și eu am zis, da, vai ce departe este. La care el îmi spune, da, după măsurile voastre pământești sunt miliarde și miliarde de kilometri, dar după măsurile noastre cerești, este o distanță neînsemnată, o nimica toată. Și continuam să zburăm cu o viteză fantastică, când la un moment dat am ajuns la steaua aceea care arăta ca o luminiță, dar pe care o vedeam acum ca o planetă mare și deosebit de frumoasă. Mergând mai departe, am văzut deodată un oraș foarte mare și foarte frumos care avea porți la intrare. Am intrat pe porțile lui, dar la intrare erau niște îngeri care stăteau la porți. Aceste porți păreau că sunt de fier și erau deosebit de frumoase, aproape imposibil de descris în cuvinte, și deodată văd că în fața mea de departe venea pe străzile orașului o lumină care strălucea foarte intens, strălucirea ei depășind în intensitate pe cea a soarelui, soarele părând o mică scânteie în comparație cu strălucirea acestei flăcări ce venea înspre mine. Pe măsură ce flacăra aceasta se apropia tot mai mult de mine, eu tremuram tot mai tare și simțeam cum mă trece o senzație de frică și de groază, în timp ce flacăra se apropia tot mai tare de mine. Aceasta prindea tot mai mult contur, schimbându-și mereu culorile și deodată din flacăra aceea apare Domnul Isus. Eu nu îl văzusem niciodată până atunci pe domnul Isus, dar totuși atunci când l-am văzut, l-am cunoscut numai decât. El mi-s-a adresat cu o voce blândă, dar nu mi-a spus pe nume, Tatiana. A spus un alt nume, la care eu am zis: "Nu, eu sunt aceea, Doamne. Eu sunt Tatiana." Și el mi-a răspuns, nu, numele Tatiana l-a purtat trupul tău pe pământ, dar duhul tău poartă un alt nume pe care eu l-am pus când m-am înălțat de la calvar. Am vrut atunci să memorez acel nume, dar nu am putut pentru că nu mi-a fost îngăduit. Apoi Domnul Iisus mi-a spus, iată, tu ai ajuns aici sus și slujitorul meu care este acum cu tine îți va arăta lucruri mari și importante. Vei vedea lucruri deosebite. Vei vedea ceea ce nu ai putut să auzi sau să vezi vreodată pe pământ, dar toate eu am să ți le pun în minte în ordine să le memorezi, ca atunci când vei merge iar jos pe pământ să le răspândești și să le faci cunoscute în toată lumea printre popoare, dar mai ales printre creștini pentru ca ei să le cunoască. Și atunci am zis, Doamne, Domnul meu, n-aș putea să rămân eu aici și să plece în schimb acest înger? El ar putea face o lucrare mult mai mare decât o pot eu ca femeie. Și după cum știu și îmi amintesc, trupul meu de jos de pe pământ este accidentat. Este mort și fără viață. Atunci, Domnul Isus mi-a spus, da, dar tu nu poți să rămâi aici, în această împărăție, pentru că tu ești goală. M-am uitat atunci la mine și am văzut că eram îmbrăcată într-o haină albă ce avea mânecile largi și lungi prin care nu mi se vedea trupul și am zis, Doamne, dar uite că eu am această haină așa de frumoasă cum nu am mai avut niciodată. Această haină nu este haina mea? Și Isus mi-a răspuns, nu. Tu nu ai înțeles de care haină și de ce goliciune vorbesc eu. Duhul tău nu are roade ca să rodească în această împărăție. În împărăția aceasta de sus eu aduc numai acele suflete omenești care pot să rodească aici. Și atunci am zis, Doamne, dar eu am lucrat atât de mult pe pământ. Îmi amintesc că de când m-am pocăit și până când am avut accidentul acesta, am avut copii și multe probleme. Nu am lipsit niciodată de la biserică, nici duminica seara sau noaptea, mă duceam pe furiș și citeam zilnic Biblia. Mă rugam și dădeam și bani la biserică când se adunam pentru cheltuieli sau pentru săraci și văduve. Am ajutat și săraci. Domnul Isus a chemat atunci un înger care a venit cu o carte mare pe care a deschis-o și îngerul a început să răsfoiască prin ea, spunând, uite că aici este scris mai mult decât îți amintești tu. Nimic nu a scăpat din ceea ce tu ai făcut. Dar vreau să ți spun un lucru, tu ai umblat la biserică, nu pentru ca să primești mântuirea. Numărul prezențelor tale în biserică nu înseamnă și mântuire. Tu ai umblat la biserică ca să asculți cuvântul meu. Să cunoști mai mult despre învățăturile biblice și să cunoști mai multe despre mine și despre viața de dincolo de mormânt. Și într-adevăr tu te-ai îmbogățit nespus de mult în lucrurile acestea. Ai cântat cântece frumoase de la udă despre mine. Este adevărat. Asta a fost slujba ta acolo. Ai dat și bani. Iată și suma de bani pe care ai dat-o. Ai postite 300 de zile. Nu îmi amintesc exact câte zile mi-a spus ungerul atunci, dar am înțeles că tot ceea ce am făcut în viață pe pământ era scris în cartea aceea. Apoi Domnul Isus mi-a spus, iată, îți fixez în mintea și memoria ta toate aceste lucruri. Am rămas foarte mirată că mi-am amintit atunci toate aceste detalii și le-am memorat. Apoi Domnul Isus a chemat un alt înger, mai puternic și mai frumos, ce avea și aripi. Acesta a venit din depărtare în zbor și a stat în partea dreaptă lângă Domnul Isus și apoi a deschis o altă carte și a spus, tu trebuia să postești 500 de zile până azi, dar ai postit doar 300. Ai primit multe binecuvântări și unele binecuvintări în bani din care tu a trebuit să dai atâția bani părții cerești și atâția bani părții pământești la cei nenorociți, dar tu nu ai dat niciun sfert din suma care trebuia să o dai. Tu a trebuit să vestești Evanghelia. Ai fost pregătită să vestești Evanghelia la un număr de persoane, dar din gura ta, la niciun sfert din ei tu nu le-ai vestit-o și ei n-au auzit-o. Ar fi trebuit să mergi la spital, căci acolo erau suflete care strigau după ajutor și spuneau că dacă eu sunt cu adevărat, să meargă cineva să le spună. Și eu ți-am pus de multe ori în gând lucrurile acestea, dar tu ai spus că, eu sunt femeie. să plece alții să le vestească că eu nu am timp să plec. Eu am familie și copii și e destul că mă rog pentru ei. Și îngerul a continuat să-mi spună toate lucrurile pe care eu trebuia să le fac și nu le-am făcut. Atunci am lăsat capul în jos și am început să plâng. Și Domnul Isus mi-a spus: „De ce plângi?” Și eu am spus: Am înțeles că am pierdut mântuirea și voi vedea cerul doar pentru o clipă și apoi vom merge în iad? Dar el a spus, nu, tu nu ai pierdut mântuirea până în clipa de azi, dar vreau să te întorci înapoi pe pământ. Îți voi trimite solul meu să-ți repare trupul și să-ți facă toate operațiile. Îngerii din cer le vor face prin mâinile medicilor, iar mijlocul trupului tău îl vor reface ei direct, fără intervenția doctorilor pentru ca să-ți dau șansa și timpul să împlinești aceste lucruri pe care nu le-ai făcut. Să spui aceste lucruri când te întorci pe pământ la toți creștinii și la toți oamenii care vor să-L cunoască pe Dumnezeu și să ajungă în rai, oriunde te vei duce, pentru ca ei să se trezească. Dacă nu își vor îndeplini datoria sfântă față de lucrurile pe care eu le-am lăsat, cu niciun cip ei nu vor ajunge aici, unde ești și tu acum. Te-am adus aici în vizită doar ca tu să vezi o părticică din împărăția mea. La mulți li se pare că este simplu să ajungă în împărăția de sus și ei cred că dacă dau un ban sau se duc la biserică duminică dimineața și seara, și în cursul săptămânii, ei sunt mântuiți? departe de a ajunge acești oameni în împărăția aceasta. Ei trebuie să lucreze zilnic în via mea și să aducă rod. Ei nu au roade, ei sunt numai niște mlădițe uscate. Unii din ei mai au puțină vlagă și eu mereu doresc să îi întăresc să aducă roade. Binecuvântările pe care eu le primesc de la tatăl meu vi le dau vouă. Ele toate se înregistrează în cer și se spune partea pe care voi trebuie să o întoarceți cerului și partea dată pentru cei de jos, în numele meu. Prin aceasta se glorifică numele meu. Cu aceasta se stabilește locul fiecăruia în împărăția de sus și prin aceasta vei putea și tu și toți cei care vor să ajungă sus să își câștige meritul de a fi și de a rămâne aici. Da, știu că ți-ai făcut multe planuri pe pământ. Ți-ai pus în gând să ai casa ți-ai dorit să ai copilași să sănătos și soțul tău să aibă de lucru. Eu am știut gândurile tale, am ascultat și ți-am dat de toate, dar tu nu te-ai gândit niciodată cum să administrezi bine cuvântările mele. Iată, am vrut să-ți arăt ce înseamnă să nu faci voia mea. Casa ta a rămas jos copii și soțul ți au rămas și ei, iar trupul tău zace neînsuflețit și tu ești aici fără dreptul de a rămâne în împărăția aceasta. Acum gândește-te, ce ai făcut tu cu toate bine binecuvântările mele? Iată cât de rău le-ai administrat. Atunci am început din nou să plâng și am spus, Domnul meu, Mântuitorul meu, dar tu știi că din gura mea nu au ieșit cuvinte stricate și eu am răbdat și am suferit totul. Și el a spus, este adevărat, dar tu niciodată nu ai dat partea cuvenită pentru cer. Eu am lăsat cerul și am venit pe pământ și am dat ce a fost mai scump de la tatăl meu, viața mea, dar tu nu ai vrut să dai din bine cuvântările care ți le-am dat eu și mi-aparțineau mie, nu ție. Ai uitat și le-ai pus în folosul tău și le-ai administrat așa încât tu să te desfeți în binecuvântările mele, pe când în jurul tău erau atâția care strigau și aveau nevoie de pâine, de haine, de cuvinte de mângâiere, de salvare, de rugăciune, de susținere și de ridicare, și toate aceste lucruri tu nu le-ai făcut. Am început să plâng iar și am spus, dar acum ce pot să fac? Nu mai pot da timpul înapoi și nici nu mai am aceeași vârstă. Ori câte binecuvântări aș primi acum, le-aș da pe toate mai departe, nu mi-aș oprimie niciuna, ca să mă mai pot reabilita în fața ta.